Bună ziua! Au venit sărbătorile de iarnă, am făcut și noi un decor corespunzător. Ne-am mutat din garaj că era prea frig, am intrat înapoi în atelierul de pielărie și am zis că să facem ceva așa despre spiritul Crăciunului care ne năpădește pe toți cu febra sărbătorilor, cumpărăturilor și așa mai departe. Practic, iarna a luat iarna prin surprindere și Crăciunul. Nu știam că vine Crăciunul, știam că vine iarna dar întotdeauna se pare că nu suntem pregătiți. Nu avem cumpărăturile făcute, nu avem sare să dăm cu ea pe jos, nu avem anvelope de iarnă la mașină și așa mai departe. Acum, cu, având în vedere perioada anului, să încercăm să o luăm așa un pic mai ușor cu partea asta de conflicte și nu știu cum să-i zic, vehemența asta în anumite probleme. E posibil, dacă privim un pic altfel situația, să ne dăm seama că suntem toți în aceeași oală, sau cum să zic, dar jucăm același joc. Adică, pietonii, te, tu înjuri pietonii, dă-te bă la o parte că să merg eu cu mașina. Pietonul te înjură pe tine, dă-te bă la o parte cu mașina ta să merg eu pe jos, sau să merg eu cu autobuzul. Ei, e foarte bine. Dacă vezi pe cineva care e pieton, e perfect. Din cauza că ăla e pieton, ai tu mai mult loc pe stradă. Și ai loc de parcare. Da? Vezi pe altul că merge cu o mașină care ție nu-ți place, e perfect. Că înseamnă că l n-a cumpărat-o pe aia de ție. unora ne plac manualele, altora automatele. E foarte bine să ia aia automatele, să la lase mie manuale. E, Asta vreau să zic că depinde cum o, na, cum o gândești. Că e bine să fie competiție, e bine să fie conflict, dar per total se găsește o rezolvare la orice chestie de genul ăsta. Acum mai exact cu iarna, da, vechile poante cu antigelul, verificați-vă lichidul de răcire, antigelul, dar vedeți că mai sunt și alte lichide. Am toate lichidele din mașină, au o anumită rezistență la îngheț. Da? Uleiul devine mai viscos, lichidul din diferențial, lichidul din cutie, lichidul de frână, lichidul de frână mai trage și apă în el și alte mai fac condens, poate să apară probleme. Cu cât aveți mentenanța mai bine făcută la mașină, cu atât aveți mai puține probleme. Se poate întâmpla să vă înghețe cablurile de la frâna de mână, cablul de la timonerie la mașini, de obicei, e legată, schimbătorul de viteze, mai ales la manuale, e legat de cutia de viteze cu niște cabluri, cu, cu o timonerie. Ălea se poate întâmpla să facă condens pe ele sau să se și corodeze de la apă, până la urmă să ruginească și să meargă mai greu în sezonul rece. Dacă vedeți că aveți probleme dimineața la prima, primele două, trei schimbări de viteză, nu bruscați că se va, va fi mai bine pe măsură ce se încălzește mașina. Asta cu Încălzitul mașinii e o mare prostie. E, tu o să zici, domne, ce mașină bună am avut înainte, se încălzea imediat. Ce mașină nasoală mi-am luat acum, mai modernă, se încălzește greu. Păi, e foarte bine că se încălzește greu, că noi încercăm să facem mișcare cu motorul, nu căldură. Deci, faptul că un motor cu ardere internă face căldură, e o ineficiență, e un lucru rău. Dacă tu ai o mașină care se încinge imediat, Aia e o mașină ineficientă, da? Știți că zice lumea, domne, mașina pe motorină consumă mai puțin, dar nu e bună că nu se încălzește repede. Păi ele sunt legate. Deci, practic, consumul ăla mai mare la benzină și faptul că se încălzește mai repede, de acolo e, se încălzește cu banii tăi, cu benzina ta. Da? Vedeți cu bateriile. În momentul în care e mai frig afară, se încetinez reacțiile chimice din baterie. Bateriile, ăștia normale de 12V pe care le avem noi, funcționează în urma, prin niște reacții chimice. Da, Reacțiile chimice sunt încetinite la temperatură mai joasă. E posibil ca o baterie care merge foarte bine la 10 grade să nu mai îți pornească mașina la minus 10 grade. Exact din cauza asta. Cu toate că... La conductori e mai bine să fie mai reci. Deci cablurile, bornele, mufele și toate alea funcționează mai bine când sunt reci. De aia calculatorul, de exemplu, funcționează mai bine dacă e răcit. Dacă se încinge procesorul, da, afară merge mai încet. Da? Cu anvelopele nu ne mai apucăm că știm, am tot discutat de anvelope, anvelope, anvelope. Încerca să vă schimbați anvelopele înainte să pună chiar zăpada. La noi în Craiova deocamdată nu a nins, nu am avut nevoie legală de anvelope de iarnă, dar ar fi bine să vă luați anvelope de iarnă chiar dacă nu e zăpadă pe jos, că sunt mai moi, sunt, au, sunt mai gândite mai mult pentru aderență la o temperatură mai jos. Da? E o problemă și pentru noi ăștia de ne place să meșterim la mașină în fața blocului, că e frig și nu-ți mai vine când tu îi pune mâna pe cheie să lipește cheia de mână, nu-ți mai vine să mai lucrezi la ea sau să o cureți sau să faci curat în ea sau să o speli. Aveți grijă dacă vă spălați mașinile. Vedeți ce faceți cu ele. Poate să rămână apă, să vă blocheze capacul de la rezervor sau o încoietoare, un cheder, o ușă. Mai nou, am văzut că este problemă la mașinile electrice cu portul de încărcare. Poate că o să se gândească la un moment dat să facă port de încărcare încălzit electric. Dar am văzut că s-a întâmplat. Să apese oamenii pe buton să nu se mai deschidă ușița aia de la portul de încărcare, să nu poată și alimenteze mașina. Aveam și o problema asta la Sielu. La mine a fost mare noroc că eu dacă nu mi-am spălat mașină niciodată, <gură> nu s-a întâmplat des. Dar se mai întâmpla de deci, stătea puțin mașina la soare, se topea zăpada de pe ea, curgea apă la capacul rezervorului acolo și după aia venea seara și îngheța la loc. Iar a doua zi nu prea să mai deschidea capacul la rezervor. Bine, că s-a rezolvat. Băgai o șurubelință și îl desfăceai până la urmă, da? Na. Hai să vedem noile mașini cu mânerele alea integrate în caroserie, cum se descurcă iarna. Eu am văzut teste, am văzut la Jaguar la And Rover cu mașina băgată în congelator la minus 40 de grade, că se deschidea fără probleme, dar eu știu, se deschide până nu se deschide. Știi? Nu mi-e și asta. Chederile. Vedeți și voi cum le ștergeți, puteți să le dați cu, sunt soluții speciale pentru chedere, un ulei siliconic, ceva în ideea generală de a respinge apa, să nu rămână umiditate pe chedere Dacă rămâne umiditate pe chedere e posibil să se lipească de ușe. Dacă se lipesc de ușe și tragi de ele, se cam rup. Eu am pățit treaba asta la Sielo, norocul meu la Sielo erau ieftine chederele Oricum, mie mi înghețau și încuietorile și broaștele și mânerele și tot îngheța. La Sielo ăla era varză. Da, dacă aveți vreo mașină abandonată, da, sunt mașini care nu mergeți toată ziua, cum e în cazul meu Mondeo la Brec, aveți grijă. Dacă mașina are în ea lichide parbriz de vară, încercați să-l goliți prin spălarea parbrizului și alunetei, alternativ, preferabil ca să nu se încingă pompa, dar în general la pompele de spălare parbriz, ea merge într-o direcție când speli parbrizul, în altă direcție când speli luneta. Făcând pauze de câteva secunde și inversându-i sensul, e posibil să nu, să nu încingi așa de tare. După ce puneți lichidul de iarnă, dați iarăși o spălare ca să se schimbe și lichidul de pe țeavă. Că oricum ăla are șanse mai mari să înghețe decât cel din rezervor, că în rezervor e mult și oricum are loc unde să se mărească puțin în volum. La de pe țevi și din duzele la de spălare parbriz, acolo e mai mare problemă că e puțin și îngheață mai repede. Deci să aveți grijă la treaba asta. De mașina, dacă insistați să vă spălați mașina, dar știu că trebuie spălată, că dai cu, dă cu sare pe ea și corodează după aia, știm. Dar dacă tot o spălați, aveți grijă când o spălați să mai fie o oră, două de soare după aia, să ce să usuce să nu aveți problema a doua zi când încercați să intrați în ea și ea e înghețată. Da, sunt uh, aceleași uh, sfaturi pe care le ne gândim la ele, că mă gândesc că le știm, cam, le cam știm toți, dar nu le dăm atenție. Uite, eu de exemplu nu am o mașină cu care să merg în cască ninge mâine. Da? La Cadillac nu am rost de iarnă, la Mondeo nu am asigurare. Deci mie dacă mă ia prin surprindere iarna mâine, eu n-am cu ce să plec de acasă mâine. Da? Noroc că mai avem prin casă oameni mai responsabili în societate care trebuie să se ducă la servici și am schimbat de la Citroen, am alte roți de iarnă, le-am schimbat, e pregătit absolut tot. La Citroen În caz de ceva mă duc și le o pe ăla, și merg cu ăla, până îmi intră asigurarea la Mondeo dacă e. Da. Tot așa, dacă aveți situații în care nu mergeți cu o mașină, zici, domnule, eu nu mai ies. Când vine zăpada, eu nu mai ies cu mașina. Dacă lăsați o mașină undeva, aveți grijă să aibă lichidele cât de cât spre full, că se poate întâmpla și la combustibil. Dacă lăsați rezervorul aproape de gol, mai face condens în rezervor, mai îngheață pompa, conducta, poate să apară probleme. Da? Încercați să abandonați mașinile cu măcar jumate din rezervor plin de combustibil și să le mai curățați de zăpadă și sau porniți măcar o dată pe săptămână ca să nu se stece bateria. În caz că porniți o mașină cu scopul de a încărca bateria, ce e o prostie că e foarte ineficient să încarci bateria cu benzină, da? așa ar fi normal să iei bateria în casă, să o încarci pe drăsuri. Lăsați-o pornită măcar 15-20 de minute, o jumătate de oră să ajungă și ea la temperatură, pentru că dacă doar o pornești, o lași să meargă 2 minute și după o oprești, mai rău îi faci, că faci gaze condens, compuși volatili care cad în ulei și nu, nu pot fi vaporizați și ași de motor. Da? Problema cu modificarea comportamentului mașinilor. Deci vedeți că mașinile se comportă diferit față de temperatură, sezon, mod de utilizare. De aia, o mașină diesel în oraș, mergi cu ea vara să zic, da, consumă 7, mergi cu ea iarna, consumă 8 sau 9. Pe drumuri scurte vorbim aici, pentru că nu ajunge la temperatură. Ea e făcută să meargă eficient la 90 de grade, ne ajungă la temperatură până te duci tu până la serviciu sau până la cumpărături, crește consumul, crește uzura, scade confortul, da, ai un disconfort că se aude mai mai tare motorul, transmite mai multe vibrații. Problema modernă cu electricele, da? Au apărut acum, bineînțeles, toată lumea, au lume a scăzut autonomia la mașină. Da, e normal că ți-a scăzut autonomia la mașină, pentru că bateriile sunt mai puțin eficiente la o anumită temperatură. Mașinile electrice mai scumpe au un sistem de precondiționare al bateriei, o aduc la, la temperatura ei de o optimă de funcționare. Indiferent ce temperatură e afară, în 10 minute, un sfert de oră, o jumătate de oră, că tot dura, nu știu, așa, ei îți pot răci sau încălzi bateria la, să o ajungă la temperatura ei optimă de funcționare sau de încărcare. Da? Nu vedeți că e problemă și cu încărcarea, că nu prea se mai încarcă așa de repede acum iarna, tot din aceeași motive, ne fiind bateria la temperatură, sunt la temperatură, scade viteza de încărcare, deci poate nu vă puteți baza pe aceeași viteză de încărcare. Ca asta e ideea până la urmă, să ai autonomie și viteză de încărcare sau cum e la termice, un consum sau o anumită putere a mașinii, cât să te poți descurca cu ea în orice situație. Da? Nu contează cât e scriptic, cât e 100 de kilometri, 200, 300, cât consumă mașina, 10, 12, 15, nu contează. Dacă tu te descurci în parametrii aia și ții cont de ei, nu e nicio problemă. E mașina ta, îți faci treaba cu ea. Da. Păi, ce să mai Vedeți și voi când voceți la cumpărături de sărbători, eventual la anul, că anul ăsta mă gândesc că v-ați făcut cumpărăturile. De Crăciun, de vin Crăciun, vin, Crăciun, vin, da, da, vin cumpărăturile de Revelion. Da, și cu urmă cumpărăturile de, de la Valentine's Day și așa mai departe, o ținem numai în cumpărături. Da, gândiți-vă și cu alea, locul de parcare, ocupați și voi unul singur, nu trei, da. vedeți că se poate parca și la 5 metri mai încolo de obiectivul pe care vreți să-l atacați, deci nu, e, nu, trebuie să dăm șase ture prin parcare în loc să parchezi puțin mai departe. Da, sau să încurcăm lumea și traficul. Și da, să vedem să fie mai bine anul viitor, peste mai mulți ani. Da? să vedem în ce parte evoluează treaba, că da, nu a fost, nu a fost cum e acum, Înainte n-a fost. Când se schimba lumea spre ce avem în prezent, toată lumea zicea, aoleo, nu domne, ce aia, nu, nu se poate. Așa, așa evoluează lucrurile. Vin mașini electrice, vin mașini pe hidrogen, vin ride-sharing, mers cu autobuzul, cu trenul, eu știu ce, ce o mai venit de acum încolo. Nu contează, ne adaptăm. E la, orice, la orice asta ne, ne adaptăm până la urmă. Apar noi provocări și vedem ce, mai, ce se mai întâmplă. Deci ăsta e un mesaj de la de încurajare. Da, mesajul în viața de Crăciun. Merge, merge da. înainte, tot e fericire. Vreau asta să e le zic și eu că, da, vreau să le zic și eu să, de fapt să le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi în fiecare zi, celor care comentează și se știu ei, celor care nu comentează, pentru că sunt mulți care, oameni care ne privesc zi de zi, ne susțin acolo cu ce trebuie de ăsta, cu like, cu... Dar nu comentează, le mulțumim foarte mult. Vă mulțumim că ne-ați fost alături anul acesta. Bine, acum e urarea de Crăciun, să mai fie și urarea de Revelion, atunci o să fie de mai dramatic, așa. Da, da, da. Dar da, noi chiar acum de ajun înregistrăm, peste o oră sper să punem această, această emisiune, astfel încât să vă putem ura așa cum meritați. Vă mulțumim încă o dată. Da, sperăm că anul viitor să fim mai buni decât uh, am fost anul acesta și tot așa. Ce zar tu? Da. Păi, ce să mai... Dălea, Crăciun mult sau ce alte sărbători sărbătoriți? Dacă asta e acum, că nu mai ai voie să mai zici Crăciun fericit, să zici sărbători fericite, că poate e cineva de un sărbătoriște Crăciunul. Acum e Crăciunul, mi se pare că e ceva comercial, nu e ceva bazat pe religie, dar mă rog nu e asta important. Ce îndeletnicire aveți pe acasă în perioada asta? Spor la treabă și să vă simțiți bine. Vedeți că mai sunt și oameni care lucrează și de Crăciun, că na, cineva trebuie să mai și muncească în țara asta, da? Să se simtă și bine acolo la servici și a, e, la următoarea ocazie să sperăm tot fericită, da? La revedere!